acuzații de blatul la Antena 1. S-a lăsat cu scandal după ce Cătălin Scărlătescu a fost eliminat din finala America Express. Andreea Bălan a trișat. În episodul de seara trecută, trei echipe rămase în luptă pentru Marele Premiu au trecut printr-o cursă specială, împărțită în mai multe etape. Penultima emisiune America Express a avut un deznodământ neașteptat pentru cei care au urmărit show-ul cu sufletul la gură. Fanii au acuzat pe producători de blat, după ce Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au fost eliminați. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a-și asigura un loc în marea finală. Proba pe care au avut-o de parcurs s-a împărțit în trei etape, iar la finalul fiecareia, cei aflați pe ultimul loc au avut de ales o cutie, în care se afla totemul aurit sau cel roșu. Ultimul reprezentând eliminarea. Din păcate, Cătălin Scărlătescu și doina Teodoru au fost eliminați seara trecută, după ce în cufărul lor s-a aflat totemul roșu. Experiența asta nu poate să fie decât frumoasă, a spus Cătălin Scărlătescu, după ce a văzut ce a scos Sirina Fodor din săculeț. Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii a pornit un scandal de proporții. Telespectatorii au fost nemulțumiți de faptul că cheful de la Antena 1 și partenera lui au fost eliminați. Motivul? Internauții sunt de părere că Andreea Bălan și Andreea Antonescu nu meritau să ajungă în marea finală, pentru că au trișat. Cei drept și Irina Fodor i-a făcut observație blondinei, ba chiar a penalizat-o de mai multe ori, de-a lungul competiției. Astfel, fanii au decis să-și spună nemulțumirea și i-au acuzat pe producători că au aranjat lucrurile în favoarea echipei celor două artiste. Totul este o minciună, pleacă acasă cine trebuie să plece, nu e după merit. Andrelele au fost avantajate chiar dacă au fentat la probe, aveau misiune în parc să caute sacoșa, erau persoană cu o singură sacoșă și nici nu au cautat și-au dat seama că acea persoană le așteptă să le dea sacoșa. Ceva imposibil să-ți dai seama dacă are doar una sigură. Asta m-a făcut să cred că totul este o minciună. Succes moldovenilor! Trișoarele, dacă nu umbla un sutien și chiloți, nu treceau nici de două etape cu Andreea Bălan, caracter infect. Sper să câștige bordea în and cortea. Andreea Bălan a trișat nu merită. Felicitări pentru Doinița și Scărlătescu. După atât a trișat și lipsă de scrupule. Nu o să fie în finală. Nu pot să mă mai uit la emisiune din cauza infatorii și lipsei de bun simț al celor două bălance. Nici la tcd ul nu o să mă mai pot uita, insuportabil caracter arată la TV Andreea Bălan. Felicitări băieților! Bravo pentru drumul frumos parcurs! Felicitări, băieții! Sper să câștige, deoarece au meritat. Fetele au trișat, s-au mai teleportat, iar Doina și Scărlătescu au fost supăru trist pentru Andre. Andreea Bălan a trișat. Bine că nu câștigă Andrelele, că au trișat destul. Poate în următoarea emisiune nu se mai permite încălcarea regulamentului cu cele două imândre au trișat destul nu meritau să intre în finală. Pe Doina au întors soca atins ligianul când a băgat fructele, dar pe Andreea nu, deși a atins ligianul de mai multe ori.